A încercat să facă rost de bani, însă a folosit o metodă mai puțin ortodoxă. Un bărbat din localitatea Toarc l-a uitat de cele sfinte și a furat o cruce din aluminiu din cimitirul satului, pe care vroia să o vândă la fier vechi. Pentru fapta sa, autorul riscă să stea ani buni în spatele gratilor. Hoții de fier vechi nu mai au nimic sfânt, nici măcar crucile din cimitire nu mai sunt în siguranță, iar în ultimul an oamenii legii s-au confruntat cu câteva furturi de acest gen. Ultimul caz a fost înregistrat în satul Toarcla, unde un localnic a ajuns să scoată crucea de la căpătâiul unui răposat pentru a face rost de bani. Numai că un constantean l-a văzut și a anunțat imediat oamenii legii. Polițiștii de la postul de poliție 5 au fost sesizați de numitul P. Marian, cu domiciliu în Comuna 5, satul Toarcla, despre faptul că în cursul lunii februarie 2011, autori necunoscuți au sustras de pe crucea tatălui său o cruce din aluminiu. În urma investigațiilor făcute de Biroul Ordine Publică pentru Mediul Rural și postul de poliție 5, s-a identificat autorul în persoana numitului G. Florin, născut în 1982 în Făgăraș, județul Brașov, cu domiciliu în 5, satul Toarcla. Valoarea prejudiciului este de 1.000 de lei. Autorul furtului în vârstă de 29 de ani este cunoscut cu antecedente penale și nu are ocupație. Fapta lui îl va costa scump și asta pentru că bărbatul nu este acuzat doar de furt calificat, ci și de profanare de morminte. Deocamdată acesta este cercetat în sară de libertate.